Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare specială cu cărțile obișnuite pentru a afla dacă sunt vrăși farmece făcute. Așadar, această etalare va răspunde la acest gen de întrebare. Va fi o etalare pe zodii, pentru a avea mai clară imaginea dacă sunt vrăși farmece făcute și pentru ce sau pentru cine, pentru de la cine sunt făcute. Și voi începe cu zodiile de foc, așadar zodia berbec, leu sau săgetător. Să vedem așadar dacă sunt vrăși farmece făcute pentru aceste zodii, de la cine, pentru ce și dacă sunt, se pot dezlega, cum se pot dezlega, ce se întâmplă. Haideți să vedem așadar pentru zodia berbec, leu sau săgetător. Dacă sunt vrăși farmece făcute, cărțile trebuie să ne dezvolte acest lucru. Să vedem cum se pot și dezlega, prin cine sau cum. Bucurii, văd aici bucurii, o femeie brunată întemeiată. Bucurile unei femei brunete le ține de fapt o femeie singură, văduvă poate, sau cu ochii verde albaștri. Da? Văd că femeia brunată vă văd undeva la drum lung, cu dar poate, sau vă vine dar de la drum lung. Vă gândește cineva cu dar de la drum lung, poate o moștenire, poate o reușită. Haideți să vedem. Vedem în casă. În casă nu aveți vrăși farmece. În casă vă văd cu vorbe bune, cu bucurii. Orică vă vine cineva, o prietenă în casă, sau vești în casă de la o prietenă, se gândește la voi cineva în casă, ori vă așteaptă cineva acasă chiar, deci într-o casă. Deci în orice caz în casa voastră, unde sunteți, nu vă văd. Vă văd cu vorbe bune, e cineva care poate se roagă pentru voi, care are... vă iubește, care vă gândește, sau aveți în casă o prietenie bună, un dar, un cadou, un copil, mamă cu copil, poate, sau da, puteți fi în casă cu reușită, cu o femeie, cu copil, sau cu o prietenie, da? Deci voi ca zodii de foc, berbec, leu, săgetător, fie femei, fie bărbați, văd aici că aveți bucurii în casă, în drumurile voastre de zi, aveți bucurii, aveți reușită în casă, în dragoste. În dragoste, nici în dragoste nu păresc că aveți vrăși farmece. Văd aici că totuși e cineva care se roagă pentru voi sau aveți poate în dragoste o femeie care a trecut printr-o boală, trece printr-o greutate, are niște hotărâri de luat aici sau aveți un cuplu, femeie din zodie de aer și bărbat din zodie de apă, se gândesc la voi cu niște drumuri, vă așteaptă la niște drumuri. Parcă sunteți așteptați, să zic așa, voi zodiile de foc, sunteți așteptați la niște drumuri și în dragoste și în casă, deci sunteți așteptați și de un cuplu, da, sau de părinți, sau de frați, surori, etc. Și în drumurile voastre, în schimb, da, în drumurile voastre e posibil că aveți aici totuși cineva care... ține-o cu lacrimi pentru temeiul vostru, un bărbat, orică aveți un bărbat, v-ați despărțit de vreun bărbat care e la drum, poate, da, care aici pare să fie, oricare mai are pe cineva, are copil cu alta, mai are pe cineva, e cineva care totuși v-a adus lacrimi în temei. O familie totuși v-a adus un lacrimi în temei în drumurile voastre, da, deci e o familie aici care poate va înlăcrima temeiul. Deci poate că pentru temei a fost ceva mai degrabă spus, făcut. În drumurile voastre, pe unde v-ați dus voi, pe unde v-ați plimbat, voi v-ați schimbat sau ați avut lacrimi și din cauza unui bărbat care a mai avut pe cineva, a avut copil cu alta, poate și acest lucru și ați ținut lacrimi în temei. În serviciul vostru, nici în serviciu nu pare că voi aveți serviciu, chiar că în femeie brunete vă văd că vă vine chiar o propunere de serviciu, vă vin reușite, ați avut reușite mai mărunte, dar cu bucurii, să zic așa, poate progresiv, să zic așa, încet, încet. Dar, într-adevăr, pe dar e posibil voi să aveți o pagubă, da? Prin oameni cu funcție, poate că aveți, într-adevăr, o pagubă, un ghinion, ceva de la cineva cu ochii verzi albaștri sau, da, poate să fie și prin oameni de lege, cineva care sunt niște răutăți pe darul vostru, pe surpriză aici poate apărea, orică pentru darurile voastre cineva a picat cu pagubă, cu necaz, poate...
sau chiar să aduc la preoți, poate pentru un dar, ceva, a plătit ceva pe cuiva pentru un dar. Dar nu-mi pare că ați avea pentru... a picat un dar aici, parcă un... cu toate că voi parcă darul aveți, darul vă vine pe surpriză și greutatea pică pe altcineva, se întoarce pe altcineva, pentru că poate că voi sunteți o persoană care sunteți iubită sau aveți o persoană credincioasă din familie care se roagă pentru voi, o femeie care e îndoliată, e văduvă sau îndoliată. Și haideți să mai punem și vrăjele, farmecele, să vedem dacă... Dar în drumurile voastre, într-adevăr, au picat pe temei. Deci e legat de temeiul vostru. Temeiul vostru undeva la drum, poate, sau și acolo aduce lacrimi. Sau ați avut de-a face cu un bărbat care a mai avut, v-a adus lacrimi în temei pentru că ați avut pe cineva care a avut, mai avea pe cineva cu copil. Poate voi nu știați care copil cu alta... Da, exact, e această femeie, cine e femeia aceasta, care lacrimea pentru cineva tânăr, cu un bărbat, a avut lacrimi cu un bărbat pentru cineva tânăr. Stați așa, că eu zic o încurcătură, să știți, deci e o încurcătură, deci într-adevăr e ceva o încurcătură, o piedică, ceva a fost făcută, poate pentru că căsătorie. Din temei a fost cineva care v-a lăcrimat temeiul, poate v-ați despărțit prin vrăși farmece din cauza unei alte femei. Să vedem. Da, e posibil pentru un copil. Deci ea are o legătură cu un copil aici, sau cu cineva mai tânăr, ca gând sau gândul cuiva, cuiva mai blonduț aici, a picat, s-a luat un dar pentru un așternut, pentru un copil, sau să vedem aici ce este. Aveți într-adevăr la drum, aveți bucurii cu o familie sau cu o femeie care, cu o femeie poate să fie bucurile voastre, să o femeie bună pentru voi, cu toate că aveți poate îndoieli sau... ea mai are pe cineva. Copilul ați avut, poate voi, ca femeie din zodie de foc, un bărbat dintr-o zodie de apă. Aici îmi pare că totuși e un copil în drumurile de zi pentru acest cuplu, dacă voi sunteți zodie de foc. Iar ca femeie, sau sunt vești. Dar reușită, puteți avea casă, temei, cu un bărbat cu funcție aici, puteți avea, sau o familie joacă un rol important pentru temeiul vostru. Poate să fie un bărbat care a mai fost căsătorit sau este în acest moment, s-a despărțit și poate că vrea să se căsătorească din nou. Da, au fost pentru, deci de la cineva de tobă, cineva în zodie de pământ, o persoană, că e femeie, că e bărbat, sau au fost făcute farmece la un bărbat, poate, da, posibil și acest lucru, sau din cauza unei, da, exact ce am spus. Deci ați avut lacrimi în casă cu o femeie, cu un bărbat, din cauza, poate ați avut lacrimi în casă ca zodie de foc cu o femeie. Femeie pentru așternut a fost lacrimile făcute pentru așternut. Să nu mai aveți așternut cu alta sau să nu, nu știu ce să zic, așa, au fost niște lucruri și au picat totuși cu necaz, cu despărțire sau cu neînțelegeri sau au fost făcute de o femeie pentru că avea lacrimi în așternut cu un bărbat, a avut lacrimi în așternut cu un bărbat, cu bărbatul vostru sau ca voi ca zodie de foc, voi bă, ca bărbat ca zodie de foc ați avut lacrimi cu o femeie pentru că și ea a făcut, pentru că ea a făcut vrăși fară ce poate și nu v-ați, să nu mai aveți așternut sau... sau vi s-au făcut vrăși farmice de o femeie care vrea să aibă cu voi așa, nu? Și voi nu ați mai putut avea reușite și din cauza aceasta. Poate să fie și acest lucru. Deci, în orice caz, vă văd aici că ca zodie de foc ați avut probleme din cauza unei persoane blonde, unei femei blonde, unei femei dintr-o zodie de pământ sau bărbat din zodie de pământ. Da? Deci, văd aici bărbat sau femeie care acestea au ținut de la bărbat parcă s-au dus. Da, deci parcă s-au curățat sau s-au făcut la un bărbat, poate care acest, femeia s-a dus la un bărbat și a făcut, spre exemplu. Pentru că totuși, până la urmă, vă văd că toi pe surpriză, voi totuși aveți bucurie, poate și prin credință. Am zis că aveți o femeie credincioasă, aveți pe cineva care se roagă pentru voi sau sunteți o femeie voi credincioasă, sunteți voi, sau ca voi, ca bărbat, trebuie să fiți mai credincioși.
pentru că mă puteți dezlega, pentru că sunt lacrimi. Lacrimi pe așternut, orică să nu mai aveți așternut cu cineva, orică să nu vă simțiți bine, orică aveți probleme de sănătate. Deci la zodiile de foc pot fi așa neplăceri și din cauza unei femei blonde. E o femeie care totuși vă nemulțumește, vă aduce, uite cum se grăbește. Deci. Haideți să vedem și la zodia de apă. E neliniștită această femeie blondă, cine e, să știți, dacă are, când vă rugați sau când vă duceți la biserică, la preoți, ea devine neliniștită, agitată. Să vedem zodiile de apă, adică, nu, de pământ, pardon. Zodiile Taur, Fecioară sau Capricorn. Vedem dacă aveți brași fatime, ce făcute și de la cine și pentru ce. Dragoste. Vești în dragoste, să vedem. În casă, să știți că totuși aveți niște îndoieli, niște lacrimi aici, poate în așternut. Îndoielile sunt pentru așternut aici, pentru relația care, ori cu o familie, ori cu voi cu partenerul. Deci dacă sunteți zodii de pământ, cu o femeie dintr-o zodie de apă. Dacă sunteți zodie de femeie, poate din cauza unui cuplu, unei familii. Îndoielile aveți din cauza acestei familii. În dragoste nu pare că aveți lacrimi, nu aveți farme, ci aveți chiar reușită printr-o femeie cu ochii verzi albaștri sau femeie cu haină de stat sau poate care are zodie de aer. Vă văd aici că aveți mari bucurii, reușite, vă împlinește niște dorințe, vă dă un act de casă, poate ceva. Sau vă puteți căsători, dacă sunteți bărbat dintr-o zodie de pământ, vă puteți căsători cu o femeie care poate e văduvă sau care are e din zodie de aer, o femeie brunetă, ochii verzi albaștri, poate. În drumurile voastre, nici în drumurile voastre nu aveți servici, nu aveți, să zic așa, farmece, ci discuții, poate, cu o familie, pot să fie, sau ca voi, ca zodie de pământ, sunteți cu un bărbat la drum, vă întâlniți la drumuri de seară sau faceți drumuri, aveți discuții cu un bărbat dintr-o zodie de aer. Văd aici. În servici, în schimb, da, în servici e posibil să aveți o pagubă, o greutate, vă vine de la un cuplu, de la o familie sau de la un bărbat și o femeie, un bărbat care are o femeie brunetă. Bărbat dintr-o zodie de apă ține această pagubă pentru dar. Deci, cum până puteți să o aveți din partea unui bărbat la servici? Nu neapărat vrăși farmece, cât își bagă, să zic, vă bagă strâmbe, bețe roapte, vrea să vă facă o pagubă. Vești aici vă văd... vă văd cu niște vești, vă trebuie poate mai multă credință, văd că vă vin și musafiri în casă, poate unii chema și preotul în casă, da, deci vă văd totuși cu bucurii în casă, nu vă văd cu vărăși farmece, deci într-adevăr niște greutăți pot veni în servici și din cauza daruri, pentru daruri, pentru succesul de afaceri, din cauza unui bărbat sau unui cuplu poate să fie, aveți o rivalitate pe acest. Și haideți să vedem și dacă vă dezlegați, dacă există, adică să aveți succes, reușită, să vedem ce spun cărțile. Deci pentru zodiile de pământ s-ascunde. E ceva ascuns acolo, e ceva totuși ascuns. Atenție la acte, atenție la povești, pe contract, pe ceva. Da? Deci pentru că deci ascunse contractul sau actul sau veștile astea, deci de ce ceva legat? Pot să fie ceva... pentru pagube, pentru daruri, pentru servici. Bucurie, văd că aveți bucurie, aveți reușită, aveți niște bârfe, niște intrigi aici sau sunteți voi cam geloși sau aveți două femei, nu sunteți foarte fideli în dragoste, nu sunteți foarte fideli, să știți, și poate de aici pleacă multe discuții, strâniți discuții, gelozii, invidii și probleme, piedici, nu neapărat farmece, cât greutăți, pentru că nu sunteți o persoană fidelă, ca bărbat. Da? Sau, pentru că vă văd aici cu două femei, deci vă văd cu o femeie în așternut și mai văd că vă mai întâlniți cu una.
Mai sunteți cu una, voi parte, sunteți într-o relație cu una și mai aveți așternut și cu alta care e singura sau văduvă. Sau poate stați în casă cu o femeie văduvă, voi cu partenera stați în casă cu o femeie văduvă, cu mama, cum ar veni, care e, sau soacra care e văduvă. Poate să fie și o astfel de situație, dar și pot apărea și discuții. Nu vă văd aici, deci ca femeie, deci nu vă văd, depinde de voi, de gândurile voastre, temeu, dacă vreți să vă căsătoriți sau dacă... În schimb, pentru drumuri, deci într-adevăr e legat de drumurile lungi greutățile, să știți, deci poate să fie vorba și de servici pentru bani, pentru daruri, poate să fie legate de drumuri, atenție la drumuri, să nu aveți accident, să nu aveți... Că are legătură cu drumurile în străinătate sau drumurile lungi. Într-un fel sau altul, eu piedică, eu greutate sau sunt acolo, unde vă duceți voi la drum lung, sunt niște piedici acolo, da? Deci făcute, nu se arată de la cine, poate nu sunt făcute pentru voi și voi picați pentru că vă duceți la acel drum. Are legătură cu drumurile lungi în străinătate, poate. Vă trebuie preoț, pentru că văd că prin preoț aveți succes și reușită. Da, deci văd că prin credință, da, exact, prin credință, deci prin credință vă văd cu reușită, că vă văd cu bucurii, cu niște bărbați, cu niște tineri sau un tată cu copil, deci puteți avea bucurii. Rugați-vă, duceți-vă la preoți, că văd că totuși pentru drumul în străinătate, drumuri lungi, pot pica cu cumpănă cu greutate, pot fi că nu sunt făcute pentru voi, că nu sunt atât de la cine, ci că sunt făcute ceva pentru niște drumuri. Sunt farmece aruncate pe drumuri sau și voi călcați în ele sau sunt făcute acolo niște farmece ca să facă niște schimbări acolo și voi dacă vă duceți picați în niște greutăți. Deci pentru zodiile de pământ asta este ce pot să spun și haideți să vedem și la zodiile de apă ce se întâmplă la voi. Să vedem voi dacă aveți vreo farmece făcute, de la cine sunt făcute, pentru ce, dacă vă puteți dezlega acum. Vedem ce pot spune cărțile pentru zodiile de apă, adică rac, scorpion, pești. Drumuri și la voi întemeiate. Hotărâri de drumuri văd la voi să faceți drumuri mai lungi, întemeiate, pentru afaceri, pentru întâlniri. Să vedem. În casă, s-ar putea voi în casă, să știți, să aveți totuși niște piedici farmece de la o femeie văduvă, o femeie, niște răutăți pot veni, poate veni și din neam, pot veni și din cauza unei femei, gelozii poate, invidii, deci sunt niște lacrimi în casă, niște piedici totuși sunt. Aduce lacrimi, vorbe proaste, mici pagube, să zic așa, sau vești proaste. În casă, în dragoste și în dragoste, să știți că un pic aici despărțire, puteți afla de e o schimbare, e un doliu, e un divorț, deci la zodiile de apă vă văd aici ca femeie în dragoste cu pagubă, cu durere, cu o suferință, cu o singurătate în casă poate, deci sunteți singură în casă, în dragoste, pentru că sunteți despărțite, v-ați despărțit și posibil și din cauza unor farmece care vin de la o femeie văduvă, despărțită sau... care nu mai este, în cauza unor răutăți pentru o casă, poate să fie. Deci, pot fi ceva, o să vedem mai departe. În drumurile voastre văd că vă ține bucurii o femeie brunetă, o prietenie sau cu copiii, dacă aveți copii, băiat, fătiță, văd că vă aduce bucurii vești bune, dar și o femeie brunetă vă aduce bucurii vești bune și un tânăr sau frați sau ce sunt prieteni, văd că vă aveți în drumurile voastre bucurii, deci nu aveți farmece pentru drumuri, în drumurile voastre și nici în servici, în schimb se iau niște hotărâri. Aici poate aveți nevoie de, orică vă luați vreo funcție, orică aveți niște discuții întemeiate cu niște bărbați, orică poate faceți o feștare unde voi, pe la servici, poate pentru bani, pentru orice, dar preoți pentru bani, poate pentru daruri, aveți de la niște hotărâri în oameni cu funcție pentru niște daruri, pentru un serviciu, pentru acte, pentru ceva, da, sunt niște discuții aici, că văd că și pe surpriză aveți totuși bucurii, dar reușită în drumurile voastre cu un bărbat cu funcție sau cu haină de sta sau cu ochii verzi albaștri sau din zodie de aer, vă văd aici că ține un dar în drumurile voastre, o moștenire, poate chiar vă dă vorbe bune de o moștenire, de poate și n-am oameni cu funcție, aveți de rezolvat ceva pentru un dar în oameni cu funcție, că un împrumut, că o casă, că ceva, pentru un divorț, că eu văd aici pe voi într-o despărțire, într-un divorț, poate, deci la zodiile de apă sau printr-o greutate, care treceți voi o pagubă, un doliu, poate unele dintre voi și veți avea reușită, veți avea succes, puteți primi un dar, puteți primi ceva.
Dar și în casă, totuși, pică lacrimi. Pică lacrimi, ceartă, deci atenție pe casă, că puteți avea ceartă din cauza cuiva cu ochii verzi albaștri, pentru niște acte, pentru niște răutăți, pentru... O femeie din zodie de aer va plânge, are niște probleme, sau poate să fie copiii voștri care în casă totuși au niște, vă aduc greutățile, vă vin în casă, poate și din cauza copiilor, poate dar nu neapărat pe farmece. Cu toate că sunteți singură, despărțită, divorțată sau treceți pentru o greutate, pentru o despărțire de ceva, orică e o hotărâre de despărțire de servicii, dar de temei, dar pentru că a picat ceva întemeiat, poate să fie și afectează dragostea că sunteți singură. Haideți să vedem farmece, dacă sunt într-adevăr și dacă se dezleagă, cum se dezleagă. Mai degrabă aș putea să spun că nu sunt vrăși, cât ar fi, nu știu cum să zic, probleme care sunt în viața de zi cu zi, apar din cauza unor persoane. Ops, sunt prea multe. Aglomerați cu prea multe. Vă încărcați poate cu prea multe lucruri care nu sunt, nu vă aparțin, care nu vă trebuie, nu vă interesează, nu vă mai preocupați de... Da, posibil să fie ceva farmece, să știți, sunt ceva. Deci sunt pentru, poate pentru dragoste și temei de la această femeie. Cine este aceasta? O poate să fie o femeie văduvă sau nu mai este această femeie, sau e o femeie dintr-o zodie de aer care vă aduce cumpănă. Vă gândește cu cumpănă și de dar cu pagubă și vă crea probleme, vă poate crea probleme. Poate să fie o femeie cu ochii verzi albaștri sau poate să fie o femeie dintr-o zodie de aer sau o femeie văduvă despărțită. Totuși în casă întemeiat puteți avea bucurii printr-un copil, printr-un tânăr, printr-o veste, vă vine ceva, deci o reușită o veți avea sau ați avut reușită de femei, de casă, ați avut reușită printr-un copil. Exact, poate să fie o femeie care e bolnavă, e lăcrimată, e geloasă, mâna șternut, poate să fie o gelozie din partea cuiva cu ochii verzi albaștri, poate din niște probleme care, de a șternu cu un bărbat care le are această femeie, orică e bolnavă, orică are un probleme cu un bărbat cu haină de stat sau cu ochii verzi albaștri, zodie tot de aer, sau ea în toată inima ei este foarte, sau el, poate să fie un el sau o ea, sunt foarte supărați, au în inima lor, au în inima neagră, da, pentru un așternut, da, apare aici. Pe brațe totuși văd că veți avea vești, discuții în dragoste, totuși niște vești în dragoste, mici cadouri în dragoste, cineva totuși se propune poate o întâlnire în dragoste, veți cunoaște pe cineva. Dați la spate o femeie brunetă, cu dar, cu reușită, cu un bărbaș atent, un cuplu, nu vă interesează de un cuplu, și fermecele. Fermecele, să știți că le aveți voi în drumurile voastre. Orică voi ați făcut, chiar voi ați făcut niște fermece la un drum și acum vi se întoarce pe... da, și-a mai picat și o femeie cu ochii verzi albaștri cu lacrimi. Orică nu se arată de la cine. Poate să fie tot, să măscule cartea, poate fie că tot ca voi, aceeași persoană, eu de la un gând de și tot celor. Deci ori voi le-ați gândit la un drum, pentru un drum, pentru un temei, pentru o reușită, și a mai picat pe această situație și un bărbat și o femeie, mă rog, poate din familie, poate că, na, sau cealaltă persoană care a fost afectată, deci aici au fost, poate, o picat și așa. Deci, vă trebuie preoți. Vă trebuie preoți. Vă trebuie preoți sau vă trebuie chiar o femeie credincioasă, o măicuță poate să se roage pentru voi, sau vă trebuie pur și simplu să vă duceți să vă rugați, să vă rugați la preoți sau să vă cereți iertare de la cine. Piecele, văd, le aveți la drum. Le aveți pentru un drum, undeva la drum, de la drum lung, la drum de seară le-ați făcut sau le-ați făcut pentru o reușită, poate să le-ați gândit sau ați călcat în ele la un drum. Poate și acest lucru, nu neapărat că le-ați făcut voi. Pur și simplu ați călcat în ele la un drum. Poate nu au fost făcute pentru voi, au fost că nu se arată de la cine, pică această femeie care sunteți voi de zodie de apă sau bărbat. Bărbat sau femeie, poate de când erați tineri, copii mai tineri, poate să fie și acest lucru. Și ca femeie și ca bărbat, poate că ați avut aceste probleme și din cauza unor, că ați călcat în ele, într-un loc spurcat, să zic așa, și trebuie să vă rugați, da? Să vă dezlegați. Și haideți să vedem și pentru zodiile de aer, dacă aveți vrănci, farmece făcute și de la cine, pentru cine, sau pentru ce mai degrabă spus, și dacă vă puteți dezlega, să vedem ce spun cărțile pentru zodiile de aer, așadar gemeni, balanță sau pești. Bărbat brunet, vești.
oficiale, poate să intru un bărbat brunet, când e un bărbat brunet, haideți să vedem. În casă. În casă nu vă văd cu vrăși farmece, vă văd cu o mare reușită, cu o persoană dintr-o zodie de apă. Deci o mare reușită, o invitație, o casă, o moștenire, o dorință care vă îndepliniți sau vă cumpărați o casă, primiți o casă cu ajutorul unui bărbat. Vă vine în casă un bărbat cu niște acte, cu niște reușite, cu o propunere în căsătorie sau aveți casă și acte cu un bărbat dintr-o zodie de apă. Sau mă rog, cu ascendent în zodie de apă. Da, deci vă văd aici pe voi ca zodie de aer, deci gemeni, balanță sau pești sau vărsător, pardon, vă văd cu o mare reușită printr-un bărbat, printr-un bărbat dintr-o zodie de aer, de apă. Poate să fie, nu știu, partenerul, poate să fie tatăl, poate să fie soțul, să fie, nu știu, să fie fratele, să fie un cineva care vă vine în casă cu mari bucurii, cu o moștenire, cu o reușită. Deci voi în casă nu aveți frăși farmece, poate și datorită credinței unui bărbat, poate să fie și acest lucru, că a fost un bărbat care a avut de toate, v-a dat multă încredere, v-a iubit mult, s-a rugat mult pentru voi, o persoană foarte bună, foarte generoasă, foarte protectoare. În dragoste, aici sunt discuții, îndoieli, vești, văd cu un bărbat cu funcție, poate, o persoană foarte serviabilă, protectoare, o persoană cu funcție din zodie de aer, sau sunteți voi, care aveți, sunteți o persoană foarte dornică să ajutați, să faceți bine, să vă ocupați, sunteți foarte iubitori, să zic așa, generoși. Cu toate că păreți singuri sau păreți în niște discuții cu niște tineri, poate orică aveți copii, orică sunt niște tineri cu care aveți o bună prietenie, sunteți iubiți de niște tineri, țin la voi niște prieteni buni. Da? Sau aveți dragostea în prietenia unui bărbat cu funcție sau unui bărbat dintr-o, tot ca și voi. În drumurile voastre să știți că aici sunt niște răutăți, aici sunt niște certuri, scandaluri, niște intrigi, pot fi aici niște femei care se ocupă cu într-adevăr cu niște vrăși farmece, poate pentru prietenia cu o femeie brunată, poate să fie, sau pentru această prietenie este o femeie care se duce la cineva, sau voi ca femeie cu ochii verzi albaștri aveți vrăși farmece poate făcute din partea unei femei blonduțe, grăsuțe, o femeie care va gândi cu cum până cu greutate și în drumurile voastre, da, între cunoștințele voastre, nu neapărat că o aveți prietenie cu acest, că voi vă văd cu o brunetă, cu o reușită, cu o prietenie. Apar intrigi, în orice caz, poate gelozești din cauza unui tânăr dintr-o zodie de apă, sau un gândul, ce a gândit cineva dintr-o zodie de apă. În servicii la voi, să știți, poate să fie faptul că aveți reușită. Deci nu aveți nici în servicii farmece, aveți reușită, sunteți iubiți, iubite, da, protejați, protejate. Vă văd aici cu afaceri bune, cu discuții bune, cu reușită. Pe surpriză la voi, pe surpriză în schimb aici, farmecele sunt, să știți, pe surpriză, pe îndoiel, deci vin pe neașteptate, lacrime, așa, dintr-o dată, nu știu, ceva vă frământ, aveți neliniște, aveți gelozie, aveți griji, apar îndoieli pe gândurile voastre sau din cauza unei persoane, tot ca și voi, dintr-o zodie de aer. Da, deci apar aici niște răutăți pe surpriză, deci vi se pune așa câteodată, deci aveți ceva pe sufletul vostru, rugați-vă pentru că vă trebuie un preot. Să vedem și pe... Deci e ceva pe sufletul vostru, să știți, în sufletul vostru e ceva. Deci nu e că, într-adevăr, poate că vi se trage și din drumurile voastre, că din cauza geloziei, intrigilor, cuiva, sunteți și voi, sunt vorbe în drumurile voastre, persoane, femei, în mod special, care vorbesc, bârfesc mult, aveți prietenii multe cu femei, poate, care sunt foarte geloase, invidioase sau vorbărețe și acest lucru vă dau multe îndoieli și acest lucru vă cauzează și vouă suferință. Haideți să vedem. Deci la zodiile de aer. Da? Deci posibil că sunteți invidiași, geloziți și acest lucru vă creează într-adevăr și vouă suferință și acest lucru vă creează și neplăceri, suferința voastră vă face să aveți neplăceri. Nu pare că ați avea vrăși farmece, deci am zis, sunt răutăți mai degrabă, greutăți, deci nu, vă văd cu bucurii. Pot fi, într-adevăr, aveți voi, i-am zis, o greutate o cumpănă în casă, în așternut, poate o boală, aveți o problemă de sănătate, văd aici un bărbat sau din cauza unui bărbat într-o zodie de aia sau cu funcție, aveți o greutate, voi de o sănătate, sunt probleme de sănătate, sunt probleme care poate și acest lucru, deci aveți o problemă, poate chiar e nevoie de un medic, aveți nevoie să vă duceți la medic, la psiholog, sau la un preot,
Da, pentru că nu văd farmece la voi, ci văd mai degrabă că aveți voi o suferință, ceva care când și când se pare că vă afectează, exact, uite, vă afectează întemeiant. Pentru un tânăr, pentru un copil, orică ați pierdut vreo sarcină și ați rămas cu o suferință, orică ați suferit în dragoste, în temei, o despărțire, n-ați putut să vă căsătoriți cu o anumită persoană sau că ați pierdut pe cineva. De aici vin niște lacrimi în care vin în temei. Deci nu vă puteți căsători. Gândește o despărțire. Ce a gândit cineva așa ten? Cineva a gândit o despărțire sau a avut un accident, ceva, sau nu știu, și ați rămas cu o suferință pe care pentru voi, într-un fel sau altul, vă afectează. Ați pierdut un frate, ați pierdut pe cineva drag, nu știu, e un gând aici. Un tânăr care împică cu drumurile de zi a ținut în temei lacrimi, v-a gândit drumurile lacrimi în temei, orică n-a vrut să vă căsătoriți, orică e o gelozie, o intrigă, cumva s-a produs ceva care pe voi v-a și afectat și vă afectează încă și atunci vă puteți dezlega foarte simplu prin credință, da, văd aici că prin credință aveți reușită, printr-un preot. Da, pare că aveți nevoie, poate să faceți în casă un preot. Cam asta e ce văd eu și la varianta pentru cei din zodiile de aer, așadar, gemeni, balanță sau vărsător, aveți de rezolvat o problemă poate printr-un psiholog sau printr-un preot, da? Duceți în casă să vă facă o feștanie sau duceți-vă la psiholog ca să faceți o terapie. Pentru că se pare că de la voi problemele pleacă din suferința sufletească, într-un fel sau altul. Și din intrigile, bârfele care au fost, v-au afectat discuțiile și ați avut scandaluri, poate certuri, discuții în afara casei, da, și hărțuiel, poate, depinde de la caz la caz, dar în general vă văd cu reușită pe voi, pe celelalte planuri. Așadar, acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele pe voi situațiile la care v-ați gândit sau pe care le cunoașteți, persoanele la care... La care v-ați gândit sau că veți găsi pe parcurs când veți viziona aceste predicții. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube Crista Roș și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!